Mi-am dorit mereu să fiu antrenat de Mircea Lucescu. Este dezvăluirea lui Yanis Hagi. Yanis poate intra în 2024 cu o victorie. Joacă în Spania în a doua zi anului. Yanis a crescut cu poveștile spuse de tatăl său despre Lucescu și își dorește să fie pregătit de antrenorul român care e pe 3 în lume la trofee cucerite după Ferguson și Guardiola. Eu mereu mi-am dorit să fiu antrenat de el sau măcar să am avut privilegiu să stau la masă și să mai vorbesc, să ascult de fapt vorbele lui și anumite chestii pe care mi le-a spus. Mircea Lucescu l-a antrenat pe Hagi la Galatasaray și Națională. Este un vis pe care l-am de mic copil, pentru că tata mi-a povestit și mi-a vorbit la superlativ mereu de dânsul. Mi-am dorit, însă n-am avut niciodată șansa sau oportunitatea, nici nu știu dacă dânsul mai dorește să se întoarcă cumva vreodată la echipa națională. Fără echipă după despărțirea de Dinamo Kiev, Lucescu se bucură să urmărească un meci de fotbal din tribune, fără presiune. E foarte plăcut, pentru că niciodată n-am reușit să analizez jocul din punctul de vedere al spectatorului. De acolo, de la nivelul solului, e foarte dificil. În tribună ești mult mai relaxat. De anul nou, Yanis le-a urat românilor să creadă în național. Orice își doresc pe anul nou să se îndeplinească și să fie bucuroși, fericiți, pentru că avem o țară superbă și trebuie să profităm de ea.